Nu cred că există personalitate mondenă în țară căreia să nu-i fi gătit, nu mai zic de W. Bush, Berlusconi, Angela Merkel, inclusiv regele Mihai, ceea ce pentru mine este un lucru mare și e undeva acolo în suflet ca bifat. Ce faci, Silviu? Cum ești? Bine, foarte bine. Treabă. Foarte bine. Treabă multă. Cu ce realizări te lauzi tu până la 38 de ani? Soția și copilul. Foarte frumos. Căsătoriți de câți ani? Astăzi împlinim 7 ani. A, nu cred, mulți înainte, mulțumim. Măi, să fiți sănătoși. Păi eram în camera fericiți de machiaj și mă întreba, ce zi azi? Nu știu, băi, aha, noi bărbații. Cum era Silviu când l-ai cunoscut? În prima zi arogant. Arogant? Oh. Acum ai aflat. Am înțeles mai târziu de ce s-a comportat. De ce? Tocmai venise din spital, pusese la perfuzie, că am avut niște probleme cu rinichi și nu era la perfuzie. Mă, și nu era sărăcă! A înțeles aroganța invers. A cui a fost ideea să vii aici? Păi anul trecut soția mea m-a înscris și n-am vrut să vin. Zic, păi nu mă întrebi și pe mine, dacă vreau, trebuie să... Ai și părerea mea sau acordul meu, nu pot să mă înscrie așa, soc, poc, poate nu-s pregătit. Și acum am venit eu din propriile mele puteri și dorințe și am făcut o surpriză acum. Acum, de data asta n-am știut eu, Dorin. Mi-a spus la 3 zile că am zis că o să mergem. Ne-am propus să le gătesc niște sushi, mai ciudățel așa un pic, sper eu să fie ciudățel. Sushi pentru că sunt pasionat de bucătăria asiatică. Am ales Black Tiger, a trebuit să-i despic, pentru a nu rămâne încovoiați. Pentru mine, bucătăria înseamnă totul. Din păcate, soției mele i-am explicat, știu sigur că s-a supărat, adică nu știu sigur, mi-a arătat că s-a supărat foarte tare pe mine, însă bucătăria este numărul unu. Am luat un bol, am pus apă, acum am să pun făina tempura, va trebui să fac mixul pentru a prăji pătrunjelul și creveți. Compoziția este gata, va trebui să o răcesc. Și voi folosi gheață carbonică. Este mult mai puternică decât gheața normală, cea de pahar. La mama vrea neapărat să urmez studii, eu nu am vrut. Am vrut punct bucătărie. Se trage și datorită faptului că bunicul meu a fost de vremea bucătarul satului. Am înlăturat pielea la somon cu intenția de a face niște jumări. Dă înainte de a încerca uleiul. Perfect. M-am hotărât să fac mai mulți creveți. O să-i masez puțin. Îi sparg textura când îl bag în baia de ulei. Sunt sigur că nu va mai fi crud la mijloc. Frumos și fac băiță încinsă. Sushi la început mișea salam. Dar încet, încet am descoperit secretele. Ca să dau din casă, cel mai important este spălarea orezului, fierberea lui, cantitatea corectă de oțet pe care îl pui în acel orez și lucrurile vin de la sine apoi. Imaginația, tăierea. Tăierea se face în felul următor. Prima dată se ghidează pe jumătate. După aceea se împarte frățește, iar secretul este cuțitul curat și ușor umed, apoi încă o dată pe jumătate. Este foarte posibil să fie unul din finaliștii acestui concurs șef la cuțite. Domnul Bontea cred că o să spună că e un francez. Da, într-o nu știu ce steamis, nu zic că preparatul meu de platou meu este steamis, mi-e ferească Dumnezeu, nu place să mă laud. Deci aș vrea să fac parte din echipa lui Bontea, dar în același timp mă atrag nebunile lui Florin. Îmi place foarte mult de Scărlătescu, foarte mult. Le spune așa cum trebuie și când trebuie. Dar cred că între Bontea și Florin, nu știu. Bontea, Florin. Nu știu. Care, cum. Vedem. Știți cum e și starea de spirit? Ce simți atunci? Am încredere că voi lua cele trei cuțite. Clar nu trebuie să ajung acasă doar cu unul sau două, că nebunesc eu prima dată și până am tura a doi cu soția. Acestea sunt preparatele mele pentru cei trei șefi. Sper să vă placă, să vă
încânte, să vă ating papila gustativă fiecăruia în parte. Dacă nu, asta e, mă luați să mă pregătiți un pic. Îmi doresc să le fac o surpriză pentru că ne-am intersectat la foarte multe evenimente și atunci mi-am dorit să fie o surpriză, să vin eu la ei acum, acasă. O oglindă, fii atent. O oglindă? Pe o... Ba nu-i oglindă. Ridicăm, ce să ne distrugem? Oglindă, mă! Ia! Ia uite, băi, fierbe aici! Uite, am aici ceva care bolborosește. A, gheață carbonică în soia, mă! Uite, ia uite! Are bolboruci? Să nu o înghițiți! Am prins-o! Am prins-o! Uite, și am prins. A, mă, că aproape s-a topit. A, mă, că arată frumos așa. Foarte! Mai ales că ăsta e rece. Hai să vedem, sushi. Deci ăsta e cu crevete, castravete și cream cheese. Crevete. Așa, și tempura de coriandru? Pără trunjel. Cine știe ce e? Nu e coriandru, stai așa. Și mai are ceva pe ea. Aia e surpriza. Tempura de hasmatsuki. Corect, bravo. Bagă-mă pastila, băi. Am băgat-o. Ai băgat pastila? Așa, nene, bagă pastiluță. Păi am intoleranță la lactoză. La soia. Nu, și la soia, dar la lactoză e mai important. La sushi? Uite, asta e interesantă, pielea de pește. E șef, sushi șef. Sushi master. E ăla mic, mă. Cum îl cheamă? Faptul că mi-a pus mâncarea pe oglindă mă face să cred că este un bucătar de evenimente. Bă, eu am mâncat tot. Și eu. Și eu. Și de la el am mâncat. Bună seara! Salut! Ce faci, domnule? În vizită la voi acasă? Vă cunoașteți? Primul la televizor a fost Petrișor. Mai știi? Așa. Al doua gașcă de bucătari, uite-i, Flavors. Da, bă, erau tineri, bă, erau tineri, bă. Cu șerci, cu căciulițe, capa, da, cu de-asta. Mă, dar tu ai venit pe bune să concurezi și pe următoarele probe sau te oprești aici, ești doar în vizită? De ce nu? Serios? Puțite să avem. Nu speram. Până la urmă, este un concurs, nu? Pentru toată lumea și, indiferent că sunt bucătar, sunt într-un concurs, nu? Trebuie să fiu judecat așa cum merit. Înțeleg. Povestește-ne despre tine. De când gătești? Am urmat un curs de calificare, în bucătărie, la Casa Capșa. Ni se spuneau ucenici, adică eram ajutorul ajutorului de bucătar. Și acolo a început drumul meu mai profesional, la Casa Capșa, stând 5 ani și jumătate, până s-a închis pentru renovare. Ce ai mai făcut după Capșa? Am fost plecat prin Japonia. Îmi doream să ajung într-o zonă viața de noapte. Primul meu job în Tokyo a fost la un club after hour. Intram la 5 dimineața la muncă și eram bucătar. Iar după job mă duceam la a descoperi bucătăria. Sunt foarte pasionat de bucătăria de stradă, pentru că în fiecare cașcarabetă, rulotă, sunt oameni cu tradiția lor. M-am reîntors în țară și am văzut un anunț interesant. Companie română-britanică, angajăm bucătarii cu experiență minim 5 ani. S-au făcut vreo 10-11 ani, n-am mai plecat de acolo din firmă. Și practic ai intrat în zona asta unde după aia te-au scos pe TV. Da. Ei au investit atât în mine cât și în Foa și în Andrei, trimitându-ne în alte țări, în alte restaurante cu bucătari celebri. Am învățat de la ei alte lucruri minunate și tot așa veneam cu informațiile acasă. Silviule, dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ai vrea să faci parte? M-am sucit, i-am și spus soției că nu pot să fac un plan de acasă. Acum fiind aici, la tine. Opa! Bun! Silviule, eu pot să zic o chestie. Eu când eram bucătar, chiar mă uitam la Flavors. Faptul că voi găteați cu atâta lejeritate și ingrediente care nu se regăseau pe la corect. Destul de greu. Ce să zici de mâncare? Că știi foarte bine că ce ai făcut aici este bine. Nu prea s-a mâncat, după cum vezi. Nu.
Bine, noi și nu tu. I-am dat jos, nu. Patru bucățele, mă, așa? Patru, păi am spus, având atâția concurenți înainte, să nu... Da, mă, dar noi suntem oamenii. Uită-te la noi. Patru, adică... Uită-te la noi. Da.